4 angajați ai prefecturii Vâlcea au fost plasați în izolare la domiciliu după ce au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. La nivelul instituției se înregistrează însă 5 cazuri de coronavirus. Primul care a intrat în izolare la domiciliu în urmă cu 6 zile a fost prefectul Sebastian Fârtat. Având în vedere specificul activităților pe care le desfășoară, cei 4 angajați au intrat direct în contact cu prefectul, însă cu toții susțin că au purtat echipament de protecție și că nu știu de la cine au luat boala. Prefectul a fost testat pozitiv după ce a prezentat simptome ușoare de coronavirus. DSP Vâlcea a declanșat o anchetă epidemiologică la prefectură și a dispus măsuri de dezinfecție. Ieri, DSP Vâlcea a efectuat o anchetă epidemiologică pentru aceste 4 cazuri. Reprezentanții DSP Vâlcea urmăresc și dacă măsurile implementate de instituție în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2 sunt cele recomandate. Pot să vă spun că s-a făcut din nou dezinfecție în spațiile instituției. Nu pot să vă spun că cu siguranță că domnul prefect a fost sursa pentru aceste 4 cazuri. Mai ales că reprezentanții instituției la momentul acela au completat niște declarații pe proprie răspundere, prin care au menționat că au purtat echipament de protecție în momentul în care au intrat în contact cu dumnealui. De precizat că printre angajații care au coronavirus se numără și funcționarul public care ar fi trebuit să conducă instituția în lipsa prefectului. Având în vedere situația, premierul Ludovic Orban a numit aseară un nou subprefect la Vâlcea, întrucât funcția era vacantă de la începutul lunii august. Este vorba despre Carmen Popescu, care a ocupat până acum funcția de consilier în corpul de control al instituției.